nicio legătură cu chestia asta. Pentru că sunt vreo 4-5 decizii ale Curții Constituționale care spun că odată ce ai trecut de partea de 15 zile după ce ai depus jurământul, Camera Deputaților, onorabili colegi, nu judecă sub nicio formă incompatibilități. Camera Deputaților pune în aplicare o decizie definitivă a Curții. Toate aceste lucruri am vrut să vi le spun, pentru că în ultima perioadă și în ultimii ani, s-au spus foarte multe lucruri la microfon și în spațiu public, dar s-au omis aceste chestiuni. Sunt și alte foarte multe lucruri care s-au omis. Președintele Camerei sau președintele de ședință care semnează, ia act. El nu votează și nici plenul nu votează. Răspunderea este, așa cum scrie în Constituție, colectivă. Atunci când vrem să căutăm vinovați pentru deciziile noastre, e bine câteodată, așa cum spunea și doamna Gheorghiu, cu tot respectul și am apreciat-o, să ne uităm și noi în oglindă, fără să facem pe cineva din această sală vinovat. Eu nu spun că noi suntem de vină. Eu spun un singur lucru. Camera Deputaților, ca și Senatul, pun în aplicare o decizie cerută de cel care se judecă cu unul dintre noi care are o problemă de incompatibilitate sau conflict de interes. Iar cel care face acest lucru, așa cum scrie în decizia Curții, și sunt foarte mulți care au citit deciziile Curții în această sală, sunt cei de la Agenția Națională pentru Integritate.